Bună dimineața, prieteni! Am găsit-o pe bunica direct la oale. Ce pregătești aici? Ce pregătesc din noi? Uite, am luat niște linic de vită. Ăștia sunt linic de vită. Am băgat foi de dafin, am băgat pipiere, am băgat o jumătate de pahar de vin, o jumătate de pahar de ulei. Și am băgat o țâră boia. Și acum le las să fiarbă, le-am opărit. Trebuia să pun un pic de oțet, ai pus? Am pus și oțet. Mă vezi tu pe mine? Știu de la mama. Vezi așa. Ei, ce doamne, poți să mă uităm. Nu vezi la costumul ăsta de acum? Costumul ăsta mi l-a adus fata mea din Dubai, acum 10 ani. Deci îl bate ea cu grumosul. Uite să nu-l bate. Nu-l bate, dar și nu-l bate. Nu le este că seama și el. Ești morșul nu-l bate de el. Asta, uite ce linic frumos. Vezi? Nu mai bate de vită. Cu lingura, acolo te supără prieteni. Uite. Auzi că le faci un cap cu lingura. Trebuie o lingură de lemn. Așa, zic? Da. Eu am lingură de lemn. Dar nu le-ai aici acum? Să n-am, ba da. Am pe aici, din dulapul, am pe aici. Iago! Vino, ba! Ce ai, bunică țeaua? Hai, vino, ba! Ar bătrân, te bate? Morșul te bate, morșul. Te bate zilul, bunică, aici. Îl bat pe moșul. Îl bat pe moșul să nu mai bată copilul meu frumos, ingerașul meu. Ingerașul meu, inima mea. Hai să mai stăm aici la bunica, vino aici. Ingerașul meu. Vino aici că e foarte frig afară. Hai, pregătește acolo că venim să mâncăm și noi. E de bate un vânt de... Revin, că vreau să mă săreau pe Iacu, ca în spate construiesc acolo și care ceva pe el. Vine imediat, mă duc cu Iacu! Prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul de YouTube al mamei mele. Prieteni, revin imediat pentru că Iacu vrea să doarmă. Mama, hai, te mami în pat, hai, hai! Acesta e acum, nu mă lasă deloc să fac niciun vlog, după cum vedeți. Vreau să strâng jucăriile astea, prieteni, pentru că de azi dimineață fac curățenie, dar nu se vede nicio curățenie, că uitați ce e pe jos. Dezastru, dezastru, dezastru. Prieteni, am luat și un trepied, o lampă, de la Alisa, pentru că nu aveam și vreau să fac și un vlog, dar nu are ce să mă pune. Vreau să fac un pic de curat pe șia. Haideți să vedem. Mi-a stat cu șapcă. Nu, prieteni, nu stă bine. Nu stă bine, prieteni, nu stă bine. Nu stă bine, prieteni. Îmi pun asta pentru că îmi place cum stă. Prieteni,
Prietenul sunt aranjată. Am zis să fac un vlog așa pentru dumneavoastră. Ce să fac? Stau acasă singură cu Iacob. Sunt cu mici, ca să ne arătăm Nicolae ceva. Da, bine, noi am venit la capitolul moș Nicolae. Am sunat peste mama, tata, i-am zis că dacă le fac la București, să-l sechestreze pe ieri. După o grămadă de daruri lui Iacob, pentru că este și cu minte, Iacob, cu minte, bine zis. Nu este cu minte, prieten, pentru că toată ziua fac curățenie după el și nu mai pot. Nu mai pot nici o prieteni singură. Ce să fac? Fac ce pot. Așa era, noi prieteni. Dacă al mic face mizere, tu trebuie să faci curățenie. Și așa prieteni, că am văzut o metodă mai nouă. Vă arăt acum. Prieteni. Am făcut orașul ăsta. Și o să le fac așa, prieteni, că am o măsură cu coraj. Este curat acest făraș și mătura. Le-am dat pentru a strânge ceva și ea pe aici. Să nu pot să stau să mă duc să iau de afară la timpul fărașul și mătura. Ca o măturiță mică. Și strâng de afară. Iacă toate. Da, prieteni, nu strâng iacă prieteni deloc. Strâng cu asta prieteni și mătura. Da, prieteni, ce să fac? Am ce să fac. Prieteni, am tot văzut în comentarii că mă întrebați de dacă am fost căsătorită și toate alea. Da, prieteni, am fost căsătorită, că nu puteam să-l am pe Iacob dacă nu eram căsătorită, zic și eu. Stați, prieteni, să opresc lumina asta. Da, mai bine o prind. Și da, prieteni, am fost căsătorită. Și l-am pe Iacob. M-am despărțit de tatălui pentru că nu ne înțelegeam bine. Eu mi-asum asta și spun verde în fața omului. Nu ne-am înțeles bine și am zis să mă despart de el. Pentru că dacă nu mă înțeleg bine cu el, la ce să mai stau prieten cu el? Ca să ce? Să fiu măritată cu gândul? Și stau și așa, nemăritată. Și atunci e același lucru. Pentru că prietenul nu-i oferea nimic copilului meu. Nici măcar afecțiune. Deci niciodată n-am știut de Iacob, timp de 8 luni, prieteni. Că atât a stat. Când a avut Iacob 8 luni, am stat cu el, după aia ne-am despărțit, dar prieteni. Deși m-am despărțit de el, putea să îi dea silința și măcar să-i cumpere ceva lui Iacob sau să vină să-l viziteze vreodată. Sau să întrebe de el, sau să pună un vecin, o vecină, cineva să întrebe de el sau să întrebe dacă pot să-i dau și lui să-l vadă sau ceva de genul. Niciodată, prieteni, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și, deși vă mint, eu vreau să fiu sinceră, nici nu aș accepta acest lucru vreodată, pentru că ne-am despărțit de mult timp și în acest timp niciodată nu și-a dat silința să-l vadă sau să-i ofere ceva sau să-i cumpere.